Premierul Viorica Dăncil a declarat în această seară că deocamdată nu se pune problema adoptării unei ordonanțe de urgență a Guvernului pentru amnistie și grațiere. Repet, nu există pe masa Guvernului niciun proiect pentru amnistie și grațiere. Nici nu mai e timp, se termină luna. Vom avea sărbători liniștite, a spus prim-ministrul într-o discuție cu jurnaliștii prezenți la Palatul Cotroceni cu ocazia recepției oferite de președintele Claus Iohannis de Ziua Națională a României. În spațiul public au apărut în ultima vreme mai multe declarații despre iminența adoptării unui asemenea act normativ. Informația că se va da un act normativ, fie lege, fie ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere, a fost confirmată și de secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu. Declarația premierului Viorica Dăncilă vine după ce joi surse politice au declarat pentru ziarul adevărul că proiectul ordonanței de urgență privind amnistia și grațierea este aproape finalizat și va fi adoptat în ultima ședință de guvern de dinaintea Crăciunului.